Salutare, avem în fața noastră o stație radio de la TTI din gama de stații radio CB Auto și anume modelul TTI TCB 1100 cu difuzor frontal, produs care se adresează în general celor care doresc o stație montată în camion, în locașul de casetofon 1 din sau în locașul special dedicat pentru stație radio auto, care are alimentare de 12V pe mașină. Acest produs face parte din categoria de stații radio cu montaj 1 din în camion, autocar, tir, microbuz și putem spune că performanțele produsului sunt normale spre foarte bune, respectând cererile din piață și normele legale în vigoare. Amintim ca și caracteristici tehnice și funcții principale, produsul are o dimensiune 1 din de tip casetofon cu difuzor frontal, este dotat cu o funcție DSS sau squelch automat, are coduri CTCSS și funcția de compounder pentru claritate a sunetului, o putere de emisie de 4W, microfon cu butoane, iluminare de fundal în 3 culori, este o stație multiband, este dotată cu funcțiile Dual Watch și Vox, este dotată cu funcțiile de mute, blocare taste, scanare, dimer, tone beep și este o stație care poate opera în benzile AM și FM. În coletul produsului găsim stația și accesoriile ei care sunt compartimentate separat și ambalate în pungi de protecție. Din accesorii amintim microfonul cu butoane, suportul uș, ruburile de montaj și suportul de microfon și cablul de alimentare. Produsul are o calitate foarte bună, finisajele sunt de finețe, butoanele sunt de dimensiuni mari pentru a putea fi acționate cu ușurință. Display-ul este generos și afișează toate funcțiile de bază ale produsului, setabile din meniu, cum ar fi canalul, S-metru, DSS, frecvență, Vox, Dual Watch, MG și altele. Cele trei culori ale display-ului sunt foarte utile pentru cei care vor să își asorteze stația cu luminile de bord. De asemenea, există și în meniu o funcție de dimer pentru timp de noapte care reduce luminositatea stației. DSS-ul sau Dynamic Squelch System, cunoscut și sub numele de squelch automat la noi, funcționează corect și este foarte util șoferilor care nu doresc să regleze stația manual pe recepție. Este recomandat utilizarea acestei funcții în localități și unde zgomotul din banda CB auto este mare și cu interferențe. Încând deschis, poate fi utilizat fără probleme squelch-ul manual pentru a comunica pe distanțe mari. Punerea în funcțiune a stației, alimentăm produsul corespunzător respectând polaritatea și tensiunea de alimentare de 12V și pornim produsul de la butonul de volum. Testul ne evidențiază faptul că stația are un difuzor frontal care dispersează sunetul direct către șofer. Produsul are o recepție clară, difuzorul oferă un sunet plin cu frecvențe joase, medii și înalte. Squelch-ul manual lucrează bine, ajută la reglarea lui, atât la intrarea cât și ieșirea din localități. Reglajul luminii de fundal este foarte util, atât cât și funcția dimer, iar dimensiunea 1 din este un avantaj clar în montajul pe camioane, autobuze, microbuze, autoturisme. Ca și concluzii pentru produsul stației radio CB TTI TCB 1100 cu difuzor frontal, putem spune că este bine venit în piață datorită prețului și funcțiilor multiple pe care le are. Este dedicată tuturor camioanelor și autoturismelor care au locaș 1 din dedicat pentru stație radio emisie recepție și își face treaba foarte bine datorită difuzorului frontal, datorită squelch-ului automat DSS, datorită dimensiunii 1 din, culorilor de ecran și a celorlalte funcții prezente.